Clubul sportiv municipal Dorna din Vatra Dornei a reușit o nouă performanță la nivel național de această dată la campionatul național de alergare montană ce a avut loc în localitatea Bușteni. Astfel, atletul Gabriel Bulandra, pregătit de antrenorul Cristian Prăsneac, a dominat cursa de 9 km rezervată juniorilor și a devenit campion național la finalul unei curse care a avut startul și sosirea în fața primăriei din Bușteni, traseul fiind pe pârtea Calinderu. Dorneanul a trecut linia de sosire după 41 de minute și 9 secunde cu 34 de secunde în fața următorului clasat un atlet din Târgoviște ce este cu trei ani mai mare decât Bulandra. Pregătim această cursă de șase luni de zile cu antrenamente specifice montane. Sperăm că la campionatul balcanic Gabriel Bulandra să prindă un vârf de formă și să se claseze pe podium. Acest titlu național i-a asigurat lui Gabriel un loc în lotul României ce va participa sâmbătă 15 august la campionatul balcanic de alergare montană, competiție ce va avea loc tot la Bușteni și va fi un criteriu de selecție pentru campionatul mondial programat pe 19 septembrie în țara Galilor.